Nel mio sarebbe un vlog, scusate per la prombei. Le vuoi dare drumo? Astesi. Ah, adesso le dan drumo. Se bagi un sbur. Se toți și acum care vor să bage zborul, bage antrenament. Dar după mine ar fi mai bine să nu zboare niciunul, să stea aici. Ia. Să nu plece la zbor, că na, au plecat. Punem pauză. Nu știu dacă se văd. Se văd foarte puțin, eu sunt în grădină. Este bine faptul că nu se mai duc spre Uliu. Au venit voiajorii. Au dat 4 ture. Deja n-am filmat pentru cei cărora vă place să vedeți cum zboară porumbei la antrenamente. Dar nu ne-a stat să filmez deoarece nu se știe când apare Uliu și na. Să vă pregătiți cu petarda și cu astea. Să vă pregătiți cu petarda să dau după el. Poate nu merge, na. Da, ori semințe, le dăm și semințe. Mai am semințe multe, mai am de două ori dacă mai fi aici. Ia uitați. Eu le-am pus semințele pe jos. Haideți că vin. Asta la toriul am zis că și-ar veni, deci nu m-am uitat dacă mai regau, dar pot că-i cresc penele și acolo. Deci, așa că a venit. Da, ia uitați, vin toți. Da. Le-am mai dat drumul, astăzi le dau drumul, după aia peste 3-4 zile le mai dăm drumul. Se ține mai mult închiși. Și când o să ningă, desigur, nu o să mai iese deloc, că pe zăpadă chiar nu le dau drumul. Logică e ăsta de aici. Ăsta care trebuie să stau cu grijă că iese pe lângă mine. Da, uite că le-am luat apa și na. Trebuie să le pun ligheanul iar cu apă. Mă gândesc că baie nu mai face pe frigul ăsta. A, păi nu știu. Mă rog. Să mănânce și după aia o să le pun ligheanul cu apă. Să mai bea și ei. Da, ei se rugau acolo la apă, dar... Apa e să bea... Să bea și dinăuntru. Că e cu alb... le-am pus cu aluată de metil ieri. E să bea de acolo. Nu-i mai deranjez acum, că... A, se bea și dinăuntru, să rucă înăuntru și bea. Da. Am stat să mă gândesc și s-ar putea să iau o femelă matură, înfoiată. Pentru, ori pentru s-a căpăcitul ăsta, ori pentru ăla moțat care e acolo. Pentru un... Buțanii. Nu, cred că se văd. Nu se văd. Acum guțanii circulă. Toată vara au șomat. Oho, aia legată la aripă. Lasă-o să se legată de acolo. Da. Toată vara au șomat guțanii. Veneau și mâncau de la mine dinăuntru, în coteț. Și îi prindeam. Cum intrau, trăgeam trapa și le luam gâtul. Da, ce? Și am zis să nu veniți în comentarii. Oh, acolo erau gâtul de criminal. Și ce au cu guțanii? Ce rezolvă ei? Spuneți-mi și mie. Vă care vă plac guțanii să-i țineți. Am ce treabă cu voi, că țineți, dar mie nu-mi plac. Și nu mă criticați că... Ai rugătul. Ia că ai rugătul ce? Da, e acolo de aia. Aia sunt plini de boli. Nu știu la voi pe acolo, dar la mine în zonă sunt plini de boli. De-aia mai bine le rugătul. Vedeți jucătorul? Se pare că rămân mascul stingherii. Iarna asta
Rămâne asta cu capul alb, rămâne ăla de mineralitate înainte pe maro, ăla de acolo. Deci ăștia doi rămân, dacă ăla, bălțatul ăla de acolo, nu e femelă, ăla cu capul alb rămâne stingher. Că aia ce e acum puiul ăla gut, le-au crescut perechea aia de acolo, este femelă, după părerea mea. Îi sper să fie femelă și să meargă ăla pe maro, că, na, până să-i fac culorile. Oricum, nu o să mai schimb bolile la acea pereche, vreau să scot porumbei cum e masculul, că îmi place masculul. Deci are o culoare foarte frumoasă, mi-mi place. Am văzut că dă el mai tare. Am văzut că... Ce mă? Așa. Deci le pune ligheanul. L-am spălat eu, am zis că nu le mai pun aici, nu le mai dau drumul, dar... Da. Deci da, închem vlogul aici, urmează să le pun apă. Și dacă sunteți 10 like-uri până mâine, voi posta un vlog nou. Pa, pa!